A venit acum momentul tehnologiei. Urmează I Like IT. Dacă ieri am văzut laptopuri de ultimă generație și foarte scumpe, astăzi ne uităm la telefoane ceva mai accesibile. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața. Bună dimineața, dimineața bine v-am regăsit. Trebuie să vă spun că tot am strecurat unul un pic mai scump pe aici pentru că cred că e pentru prima dată când apare undeva acest telefon foarte drăguț care este pentru gaming, așadar copii, atenție. Nu, vă rog, nu, nu, nu mi-aruncați privire. <laughs> nu. nu e bine ce faci, Martin. <laughs> da, știu. <laughs> Am și eu unul acasă, dar... Ne. A, a pus mâna pe la fura de vreo două ori. A trebuit să-l găsesc după fotografie. Bun. Acesta este Asus uh, ROG Phone 5S. Uh, este varianta îmbunătățită a modelului pe care l-am văzut... Uh, nu foarte de mult. Este așadar un telefon de gaming. De asta arată un pic mai ciudat și este un pic mai mare și un pic mai gros pentru că trebuie să încorporeze foarte multă tehnologie în el, inclusiv ventilatoare de răcire. Adică în momentul în care te joci, ca să nu se încălzească prea tare și să-i scade performanța, are niște ventilatoare înăuntru care scot aerul cald. Are și mufă jack, la fel utilă pentru jocuri și încă un lucru foarte util, are și aici o mufă de conectare uh, pentru uh, controlere speciale și pe aici se poate încărca ca să nu te încurce mufa uh, care ar putea să iasă de aici din lateral de exemplu. Are și câteva butoane care funcționează prin presare aici e pur și simplu doar strâng de șaseul telefonului și uh, apar aceste două uh, luminițe roșii aici. Ecranul este făcut de Samsung special pentru acest telefon și vine cu rate de refresh de 144 de Hz, adică totul se mișcă foarte, foarte cursiv pe acest telefon și este uh, și foarte luminos. Iarăși un avantaj uh, um, foarte important mai ales pentru jocuri și dacă uh, vrei să te joci afară. Și aici avem o aplicație dedicată pentru acest telefon. Se numește Armory Crate și este disponibilă și pe laptopurile de la Asus. Uh, de acolo inspirația. Pot să văd ce temperatură are procesorul și la ce frecvență uh, funcționează. La fel și pentru placa video. Îmi spune câte ore mai am disponibile pe baterie. Uh, stocare, are 512 și 16 GB memorie RAM. Nu prea sunt, încă nu sunt suficiente laptopuri cu atâta memorie RAM. Și aici avem mai multe moduri de performanță în care pot să setez telefonul. Dacă, de exemplu, vreau mai multă putere, trimite mai multă energie către placa de rețea, dacă vreau, de exemplu, doar răspuns rapid de la telefon, sau dacă vreau să țină bateria ceva mai mult. Și partea cea mai interesantă este aici. Da, o să arăt spatele, nimic, uh, nimic deosebit aici, dar în momentul în care activez aceste setări. Uh, bun, iată, am aprins aici uh, semnul telefonului și pot să-i schimb uh, culoarea foarte ușor și felul în care să se aprindă și pot să sincronizez dacă am, de exemplu, componente de la Asus care la fel au luminițe, uh, le, pot, uh, le pot sincroniza. Cam așa. Camere pe spate, uh, camere pe spate, de fapt, mai multe, inclusiv una de 64 uh, de megapixel Și o să mai dau uh, detalii despre acest telefon și la ora 10. Când vreau să vă arăt uh, și Huawei Nova 9, care a apărut acum vreo două săptămâni pe piața din România, un telefon la 2500 de lei, uh, destul de interesant, cu focus... Uh, Um, da, un joc de cuvinte intenționat pe cameră, pentru că vrea să fie un telefon uh, mid-range în zona de mijloc a preț cu um, specificații foarte bune. Vine cu un uh, procesor de la Snapdragon și vine doar cu 4G, din păcate. 5G nu este disponibil pe acest telefon din motive pe care le cunoaștem deja și nici Google Mobile Services, adică aplicațiile Google, însă galeria de aplicații de la Huawei a tot crescut în ultima perioadă și găsești foarte multe aplicații, inclusiv cele de banking, deci nu mai sunt probleme de genul ăsta, dar dacă sunteți dependenți de ecosistemul Google, atunci nu este telefonul pentru dumneavoastră. De la Xiaomi mai avem un telefon interesant, tot așa într o zonă bună de preț, sub 2000 de lei l-am văzut. Acesta este un Poco F3 și arată foarte bine, ecran plat, la 90 de Hz, știe 5G, are și niște camere pe spate, dar fotografii câteva fotografii cu aceste telefoane, o să le arăt la ora 10 și vin la dumneavoastră cu o rugăminte. Dacă în ultima perioadă ați primit sms-uri de la numere necunoscute în care vi se trimite un cod de șase cifre, vă rog să-mi spuneți pe pagina de Facebook a like IT. Aud că tot mai multe persoane primesc sms-uri de la numere necunoscute și vreau să văd care este faza cu ele și am luat deja legătura cu autoritățile din România pentru o ediție like IT în care să vă explicăm de ce apar aceste sms-uri și cum ne putem uh, opri. Așadar, ne vedem și la ora 10.